Hey guys, bine v-am regăsit la Vibe. Din păcate este ultima noastră întâlnire din acest sezon. De mâine iau vacanță. Așa că m-am gândit să facem bagajul împreună, că tot se apropie sezonul festivalurilor și voi fi nelipsită, bineînțeles, ca în fiecare vară. Mi-am scos deja prima ținută pe care o voi purta la primul festival, care va fi în curând. Aceasta este o salopetă super strâmtă pe corp, mulată și cu culorile de rigoare care se poartă anul acesta, adică neon. Mai am încă o salopetă, tot genul acesta, dar e neagră, pe care probabil o voi purta la Cluj. Și acest capoțel pe care probabil îl știți, l-ați văzut în genericul emisiunii. Așa, și acum ar trebui să mă apuc să împachetez. Dacă mergeți la mare, de obicei eu mi-au tot timpul protecție și apă termală. Dacă vă e cald, știți ce bine se simte când ai cu apă termală? Super! Și mai trebuie să intri în apă de fiecare dată. Bun, ghetele acestea vor merge cu ținuta asta, care este și nouă, am luat-o special pentru Never See. Ghetele mai întâi. Am și un dop. De gata. Am găsit și un dop. Ce am găsit al meu să fie. Bun. Ești mai fără? Bun, eu o să le pun doar aici ca să le văd, că eu așa mi le organizez. Cu o zi înainte mi le scot, nu mi le pun în valiză și mi organizez pe ținute, care cum. Așa le văd mai bine. Asta merge simplă și cu niște sandale, sandăluțe romane, care sunt chiar în dulap, trebuie să le iau. Op, așa. Că le iau pe aici cu sandăluțele astea. O să fie la rochița asta, costum de baie, că doar e vară, facem și noi baie. Cine știe pe unde ajungem, piscină mare, mare oricum. Da. Așa. E întreg și cu spatele gol. L-am purtat în videoclipul meu Magic. Și îmi place tare mult cum vine. Ochelari. O dată. De două ori. Deci eu la fiecare ținută trebuie să mă asortez cu ochelarii, altfel nu funcționează. Și unii negri simpli. Deci am auriu, argintiu și unii negri. Bun. La bijuterie e mai greu, că trebuie să mi le aleg iarăși pe ținute, ce, cum și așa mai departe. Crema pentru corp. Asta e pentru corp, ca să te bronzezi cât mai repede și asta face un bronz super, super frumos. Protecție, bineînțeles, pentru față și pentru zonele unde avem probleme și trebuie să le îngrijim. Apa termală, care ne refreshuiește de fiecare dată când stăm la plajă și nu numai, eu și prin mașină sunt... Așa. Bun. Mai am un ulei cu sclipici pe care îl dau după ce mă bronzez și se vede super mega frumos și shiny. Mai vreau să-mi iau chestii care bluzițe cât mai colorate, pentru că na, e vară. Și culorile astea puternici oricum se poartă anul ăsta. Deci am portocaliu, roz, și ăsta un galben, verde, fosforescent. Și mai am o bustieră, care și asta merge cu pantaloni scurți, cu colanți, cu blugi, cu absolut orice. Ce ar mai trebui să-mi iau? Pantaloni de jogging, pentru că mie îmi place să alerg pe plajă și atunci vreau să-mi iau măcar o ținută sport care să mă duc să alerg. Sau ăștia, am și uitat de ei. Ia uite. Super, ăștia atunci. De fapt, hai că-mi iau două. Bun, să am. Ce mai trebuie? Fustă de blugi. Gata, mi-am făcut ținuta. Asta cu asta. Așa, super. Și merge și cu sandalele astea. Deci nu mai trebuie să-mi iau încă o pereche de pantofi. Și, pantalonii mei preferați. Bine, sper ăștia poate seara când îmi bate briza, care vin așa și sunt evazați jos. Sunt puțin disco, ceea ce îmi place foarte tare și se potrivește și pentru festival. Depinde și cum e vremea. Mai bine să am mai multe ținute decât puține.
M-am gândit să-mi iau și o jachetică de fâș în caz că plouă, care este subțirică, nu-i groasă, nu se știe niciodată. N-are glugă, în schimb, ceea ce era foarte bine. Eu mă încrețesc că eram păr ondulat, never mind. Și borsetele. De obicei, la festivaluri și nu numai, și în club când mă duc, port borsetă pentru că mi-este mult mai ușor. Adică când am nevoie de ceva, am băgat mâna și aia a fost. Așa, dacă îmi las geanta, cine știe pe unde... Asta merge cam la orice, în afară de asta cu roz, care va merge cu asta. Da, eu sunt în lumea mea, deci nu mă băgați în seamă, e ok? Și acum ar trebui să trec la make-up. Și poți să-l întinzi pe tot corpul și uite ce frumos se vede. Pentru festival este super, super drăguț că poți să-ți faci tot felul de efecte. Acum, accesorii. Aici e foarte complicat. Și tot timpul am impresia că nu am destule și tot îmi vine să mă încumpăr, ceea ce știu că e o boală, dar mă plictisesc de ele, că le tot port și tot simt nevoia de ceva nou. Oricum, mai multe stinichele aici, adică pot să zic arunc cu banii. După ce îmi fac bagajul, îmi fac și unghiile ca să nu stau să se usuce două ore, orice ar fi, eu tot timpul mi le stric. Așa că am zis că mai întâi fac bagajul și după aceea fac unghiile și restul. So, hai să ne apucăm! Dacă tot plec mâine la mare, am zis așa pe ultima 100 de metri să trec pe la Monica să fac o ședință de radiofrecvență și hydro shape. O să vă explice ea mai multe despre aceste proceduri, dar știți cum suntem noi fetele, ne place să îngrășăm porcul în ajunul Crăciunului și să avem și rezultate cât mai repede și cât mai vizibile. Așa că haideți să vedem. Te pup, Monica. Bună, Ioana. Mua! Ce bine, îmi pare mă simt așa ca într-un ceva, o OZN, nu știu. Da, e un pic science fiction. Da, da, să-i puțin SF. Asta e impactul pe care echipamentul ăsta l-are întotdeauna asupra doamnelor și domnișoarelor. Da, bine, e nou pentru mine. Eu am tot încercat o fel de proceduri pe tot parcursul emisiunilor. Și te-ai gândit să încerci și hidroșii. Da, păi de la tine îl știam și am zis hai să încercăm, să vedem cum funcționează. Aparatul ăsta este genial pe zona de tonifiere și de consumare a caloriilor și nu în ultimul rând la drenaj limfatic, pentru că multe persoane au probleme cu faptul că rețin apă și așa și celulita. Exact, exact, așa se face. Da. Când drenajul limfatic nu este corespunzător, celulită. Și chiar dacă e slab și arăți bine, și pe slab dau celulită, da? Și oamenii slabi, da. Exact. Și atunci HydroShape asta face. Mamă, chiar sunt curioasă. Va trebui să te schimbi. Da. Un costum de baie. E la mine. Da, perfect. E la mine. Gata, gata. Sunt pregătită. Eu sunt pregătită, tu să fii pregătită, te rog, sunt. Gata. Deci vom intra în apă. Pe aici. Pe aici vei urca, vom închide ușa și apoi vom mai da un pic drumul la apă. Da, ăsta țin eu. Așa. Te rog. Și urc pe aici. Da, ușor, ușor. Și unde? Ah, pun piciorul. Vezi că aici. Sunt așa, perfect. Eu acum ce voi... caldă e. Da, 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 exact cum îți spuneam, este extrem de importantă temperatura apei pentru realizarea drenajului limfatic. În mod normal, tratamentul durează 40 de minute, dar avem o variantă relax, o variantă de training normal și o variantă de training accelerat. Acum vom merge pe training accelerat pentru că tu te pregătești pentru mare și vrei să consumi foarte multe calorii. Vom da drumul la tratament și vom povesti, începe pedalatul. Acest tratament durează 40 de minute, este o combinație extraordinară între bicicletă, pedalatul în apă, hidromasaj, ne dorim, ne place extrem de mult, și partea de cromoterapie, care este extrem de relaxantă, este foarte bun pentru articulații. Sunt foarte multe persoane, nu în cazul tău, pentru că tu arăți absolut excepțional, dar cineva care are o greutate mai mare, care nu poate alerga, bicicleta este ideală și atunci
partea aceasta de ozonoterapie ne ajută pentru articulații și în același timp obținem beneficiu scăderea în kilograme și tonifierea pe partea inferioară a corpului nostru. În mod normal, recomand undeva la 10 ședințe. Și aceste 10 ședințe nu făcute una pe lună, ci făcute 2-3 pe săptămână, ca să avem un rezultat foarte, foarte eficient. Dar, de exemplu, dacă avem și necesitatea tonifierii părții superioare a corpului, atunci ideal ar fi să o combini și cu alte terapii. În mod normal, eu îți recomand Trilipo, este o radiofrecvență combinată cu activitate dinamică a mușchiului, astfel încât dacă suntem un pic mai puturoase și nu mergem la sală, nu că ar fi cazul tău, această tehnologie ne ajută prin tonifierea mușchilor. Și practic tonifiind mușchii și caloriile se consumă mai bine. Exact, da? Exact. Deci pentru partea superioară, brațe, abdomen, după ce terminăm cu această procedură, te pot invita să vezi cum e. Da, da. Tu acum pedalezi înainte, avem posibilitatea să pedalăm și înapoi, da? Pentru că alte grupe de mușchi vor fi activate în acel moment, iar nu în ultimul rând, la final, te voi pune să pedalezi alert în picioare, astfel încât să obții beneficiul maxim al acestui tratament. Cum te simți? Super bine, deci îmi place maxim. Chiar bine, m-au luat puțin căldurile de la Da, e adevărat, apă. Partea asta de căldură de drenaj vara e un pic mai dificilă. Probabil iarna e mult mai plăcut. Iarna e mai plăcut, dar și e rezultatul și este mult mai bun vara, pentru că imediat dacă mușchii se încălzesc foarte repede, începem să obținem rezultat mai rapid. Iarna durează puțin mai mult. Puțin mai mult, da. Cât costă o astfel de ședință? Încercăm să fie un preț tratament care se poate adresa tuturor, astfel încât fiecare doamnă sau domnișoară să și-l poată permite și nu în ultimul rând chiar și domnii. Chiar și domnii. Da. Auziți, domnilor. Aici doar stai și pedalezi, ceea ce nu se simte oricum că ai face mișcare. Și aceasta este și chestia super la acest aparat. Da. Ai cam 141, e bine. 141 de calorii. Și acum că ne apropiem de sfârșitul programului, o să încercăm și pedalatul în picioare, ca să-ți pun în mișcare un pic mai alert, așa, pentru a pune în mișcare și celelalte grupe de mușchi care nu au fost activate. Pe care nu i-am simțit până acum. Da, și acum încep să-i simt. Suntem pe finish, dar este foarte bine. Wow, asta chiar simt, adică e puțin mai intens așa, dar e cool. Mișto. Super, și după ce terminăm, te invit la radiofrecvență. Super! Mai am puțin. Ți-am propus această procedură tocmai pentru că este extrem de eficientă pentru niște zone care în mod normal nu reușim să le lucrăm nici fel. Da. Și anume partea aceasta mâinii, deci vom lucra aici. Așa. Și este o tehnologie minunată care încorporează două lucruri. Odată partea de strângere și tonifiere și a doua partea de musculatură, de evidențiere a mușchiului. Deci tot elasticitatea cum ar veni. Elasticitate și tonifiere, da. Și în același timp devenim puternice. Și, da. Noi mergem la sală de obicei, dar sunt anumite zone ale corpului care sunt extrem de greu de lucrat. Anca îți va efectua acest tratament. Bună, Anca! Vom da cu glicerină pe zona respectivă. Radiofrecvența ce presupune? Presupune ridicarea temperaturii până la 40 de grade pentru a genera elastină și colagen. Aha, okay. Noi dacă avem un echipament, sunt multe tipuri de radiofrecvență. Este interesant și trebuie să știm ce fel de radiofrecvență folosim, pentru că ea a evoluat de-a lungul anilor, de la monopolară, bipolară, a ajuns la tripolară, iar acum Trilipo înseamnă radiofrecvență tripolară împreună cu activitate dinamică a mușchiului. Deci este o tehnologie de ultimă generație. Da. Uh-huh. Nu lucrăm, nu se încălzește foarte tare și atunci este ușor de lucrat și pentru cine o efectuează, dar și pentru noi ca paciente, că nu este dureroasă și o putem suporta cu plăcere. Uh-huh. Și cel mai important, rezultatul. Rezultatele sunt extrem de rapide. Hai să vezi. Da. În general, după 6 ședințe, ca să știe lumea de acasă, cei care ne urmăresc, obținem deja un rezultat foarte bun. Iar această tehnologie nu se folosește doar pentru brațe. O putem folosi și pentru abdomen. Pe orice parte a corpului, nu? O putem folosi nu? Pentru coapse, inclusiv pentru partea interioară. Deci începem cu glicerina. Glicerina ridică temperatura pielii foarte rapid, cu 2-3 grade. Da? Iar apoi selectăm zona care dorim să o lucrăm, în cazul nostru brațele.
la tine e prima ședință, așa că nu vom lucra cu cele mai puternice setări. Știu că întotdeauna doamnele vor cei mai repede. Ca se vadă și cel mai repede. Da, dar riscăm să facem febră musculară. Am și atunci tu mâine pleci la mare, exact. Așa că vrei să te simți bine. Nu... Da, nu să am febră musculară. Exact. Dar, dar nu simt nimic, adică nu... E, o să simți. Ah, ok. Aha. Ah, ok, am reflex. Acela este mână. Exact, ăla este DMA-ul. Vezi, super. Da. Aha, wow, foarte tare. Bine, neașteptat, adică chiar nu mă așteptam să. La prima ședință toată lumea are o reacție, apoi te obișnuiești, pentru că de la ședință la ședință vom ridica temperatura. Temperatura și parametrii de parametrii de lucru, dar ceea ce este important, după cum vezi, e un tratament ușor de dus. Da, să da, spun, chiar suportat, nu e adică la dureros, asta nu e, doar neașteptat, ca să zic, așa că nu știi când îți sare mâna. Exact. Da, este o electrostimulare dinamică, astfel încât imediat cum prinzi mușchiul reacționează. Faptul că reacționează este un lucru bun. Un lucru care ne indică tratamentul lucrează. Și cât durează? În mod normal lucrăm cam 10 minute pe, 10 minute pe... pe fiecare braț. E un tratament de scurtă durată, în cazul tău nu e nevoie de mai mult. Nu se poate pe remodelare corporală să vezi un efect extraordinar într-o ședință. De cele mai multe ori noi am acumulat celulită, kilograme în ani de zile. Nu poți într-o ședință, corect, da. Că nu e operație chirurgicală. Și e vorba de un stil de viață pe care trebuie să ni-l asumăm și să-l facem responsabil lună de lună, inclusiv cu alimentația. Trebuie să avem grijă de noi, să avem răbdare, asta contează. Că... Super, temperatura, acum probabil că tu deja simți, pielea a căpătat o nuanță roz foarte plăcută, asta înseamnă că temperatura pielii este undeva la 40 de grade și chiar voi măsura, da, că știți cum e Toma necredinciosul, e bine de văzut, ia uitați, 41 de grade. Deci asta am acum pe piele, 41 41 de grade. De grade, ceea ce înseamnă tratamentul are efect, lucrează. Se produce elastină și colagen nou și vom avea niște mâini superbe. Super. Asta se poate face și pe față? Bineînțeles. Da? Da. Și cam ce efecte la față ai putea să scapi de gust? Și mai rapid. De... Este vorba de o... Noi după 30 de ani, mai ales că stăm foarte mult în picioare, există efectul de gravitație care ne face ușor-ușor să se lase pielea. Exact asta face această tehnologie. Îți ridică, îți lucrează pe zona asta, gușa, care ar fi cazul la tine, dar îți ridică partea, îți face un lifting. Un lifting, da. Da. Wow, ok. Da. Bine de știut. Mulțumesc tare mult, Monica. Cu mult drag. Mi-a plăcut. Mă simt super fresh, așa, nu știu, după baia asta pe care cu hidro... E tocmai pregătirea pentru mare, nu? Exact, da. Și mă întorc la tine când vin din vacanță. Te aștept siguranță. Cu drag. Da. Suntem aici, pregătiți pentru aici, tine. Lângă mine, e perfect. Te-am pupat. Vacanță frumoasă, la fel, la fel, pa, pa. Pa. Acum că am terminat cu pregătirile pentru vacanță, vă invit într-o călătorie olfactivă printre miresmele arăbești, alături de vedete și de Ines, cea care ne va povesti despre drumul parfumurilor de lux din deșert, tocmai în România. Ines, bună, pare ce bine. Faci? Bine. Bine, tu aici printre parfumuri te-am găsit. Parfumuri orientale. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Povestește-mi puțin despre cum te-ai gândit să aduci aceste miresme foarte tari de altfel, că sunt niște parfumuri foarte tari, în România. Deci a fost o idee la un bazar orientat care îl facem fiecare an în centru vechi și aducem câteva lucruri din fiecare țară. Și primul lucru apreciat foarte mult și toată lumea întreabă de e parfumuri. Eu am avut atunci trei feluri de parfumuri. Așa. Și îmi venea lumea și mă întreabă, da, aveți parfumul puternic cu ud, aveți cu musc și așa. Și am văzut că foarte multe îmi contactează despre parfumul și îmi trimite poze. Da. Și zic, hai să încerc și eu. Și
am adus prima dată 6 feluri de parfumuri și acum am deschis... 2 ani? Da, acum așa, 2 ani. 2 ani, nu? Uh-huh. Și am deschis buticul ăsta, oriental. Și, și cum funcționează? Lumea e atrasă de miresmele arabești, ca să zic așa? Mai ales cele puternice cu ud. Și care e cel mai cerut, să zicem? Nu știu. Cel mai cerut, cel care sunt pe bază de ulei. În general, parfumurile arabești sunt pe bază de ulei naturale, mm-hmm, fără alcool. Ah, uite, asta nu știam, mai învăț și eu lucruri asta noi. Asta este diferența între parfumuri orientale și celelalte. Și care poți să le folosești și la vârful de păr. Serios? Da, cele care conțin super și care persistă și toată ziua. Cine nu poate să se folosească parfumurile foarte puternice, poți să aleagă cele care sunt fresh, de exemplu cu ananasă, cu căpșun. Mie, de exemplu, îmi plac parfumurile dulci. Dulce, atunci, da, dulce. Dacă mă ajut tu să-mi aleg un parfum ăsta, așa, da, da. Asta cu ce este? Este cu ud și paciuli. Și este foarte paciuli, știu că îmi place. Da. Și este dulce. Ok. Și se numește cunuz. Cunuz înseamnă bijuterii. Deci cunuz înseamnă bijuterii. Okay. Ok. Și cu ananas, care ai zis că e că cu ananas și căpșun și musc vanilat, este asta. Are și vanilie? Da. Aici cred că m-ai cucerit, să știi. Nu mai știu unde să-mi dau, că până acum am tot probat până să vii tu. A, ah, da, e foarte frumos. Foarte frumos și e potrivit de vară. Exact, da. Știi ce am mai mirosit și mi-a plăcut? Ăsta, de aici. Ăsta cu ce e? Ah, da, asta este cu ud. Este puțin mai puternic, are notă fresh la sfârșit. Uh-huh. Este cu ud de ambră, musc și paciuli. Și paciuli. Da, da. Ele sunt și unisex, adică le pot folosi și bărbații? Sunt unii sau parfumuri care sunt unisex, care se folosește și damă și bărbați. Unii, sunt cele, cele dulci sunt de damă. Cele, nu, clar, da, 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 da. Rest se folosește și damă și bărbați. Și mai e ceva dulce? Da, este cel vanilat și vanilie, musc, are și pudră. Care pudră... pudrat. Aha, ok. Da? Are și note cu ișoare și năcușoare, condimentat. Are și pici. Nu? Sau mi se nu, pare nu, mie? Nu, nu, are? Nu, nu. Înseamnă că e de la mine. Da, da. Ah, îmi place asta. Păi că acum e greu să mi-aleg unul. Da. Foarte. Asta merge și iarnă și vara. Cred că asta m-a convins. Deci are o compoziție foarte bună. Se numește Layali. Layali Shumor. Nopți de lumânări. Nopți de lumânări? Da, da, da. Sună și bine pe deasupra, adică nu oricum. Îmi place. Da. A, stai că acum am trei. Deci am ăsta, da. Ananasul, nu? Ananasul cele fresh. Și ăsta de aici. Da. Care ăsta era? E puternic, are notă fresh orientală. Și acum alege Ioana, știți cum e? Nu pot să-mi aleg nici cu ce mă îmbrac astăzi, da? Păi să... Da, cam greu. Și este că cel mai favoritul tuturor este cel de aici. Cel cu musc, da. Cel cu musc. Bănuiesc că este o chestie reprezentativă a parfumurilor arabești, muscul. Arabești, da. Muscul și udul. Udul este natural, care vine de lemn din pădure. Și muscul vine de la animal. Da. Ok. Nu mai miros nimic acum, dar... Să vă dau cafea, să mirosiți cafeaua ca să mă dați... Aș vrea niște cafea. Ca să încep să vezi cafea, să-mi da. Miros mâinile. Da, da. Nu mai știu care ce cum. Păi ok. Care te trage cel mai mult? Ăsta mi-a plăcut primul, pentru că n-am ajuns pe partea asta, mai întâi am umblat pe aici, știi? Asta vine mai mult unisex. Asta? Da, unisex. Da. Dar asta sunt doar de damă, cele dulci. Ok, da. Și eu sunt cu dulcele, deci și capacul. Să eu ți-o recomand mai mult cu asta, că asta merge și vara și iarna și are o compoziție mai multe, așa, cu condimentat. Da, cred că astea merge. Da, da. Da, ăsta. Gata, m-am și hotărât. M-am hotărât. Super. Tăiem.